Pentru că sunteți ridicați, aș vrea să citesc un cuvânt din Scripturi. De data aceasta, din Cartea Întâia Împăraților, capitolul 18, și voi face scurtă citirea, pentru că dumneavoastră cunoașteți cuvântul sfânt, de la versetul 30. Ilie a zis atunci întregului popor: apropiați-vă de mine tot poporul. Apropiați-vă de mine, tot poporul s-a apropiat de el. Și Ilie a adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese: Israel îți va fi numele. A zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis: umpleți patru vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și au făcut așa. Apoi a mai zis: mai faceți lucrul acesta odată. Și l-au mai făcut încă o dată. Apoi a zis: mai faceți și a treia oară. Și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, procul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc din cer de la Domnul, a mistuit arderea de tot, lemnele și pietrele, pământul și asupra apa care era în șanț. Când a văzut poporul lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Amin. Vă rog să vă reașezați. Faptul că m-am așezat aici jos și nu m-am urcat pe scenă, să nu credeți că fug de înălțime. Cei care mă cunosc știu că nu am problema asta. Și vorbesc în modul cel mai serios, dar nu m-am dus acolo sus pentru următorul motiv. În urmă cu mai mulți ani, am fost invitat să predic într-un cort, așa cum sunteți dumneavoastră, peste 1000 de oameni erau acolo, mai multe biserici pentecostale și baptiste din zona Bihorului au făcut o serie de evangelizare și am fost invitat să predic în ultima seară, la încheiere. Și frații s-au pus toți undeva pe o scenă, așa cum ar fi aici în față, sus. Erau păstori de o parte, păstori de alta și evident pe mine m-au pus în mijloc. O masă lungă, biserica era aici, așa cum sunteți dumneavoastră. Și eu, cum nu prea am așa stare, m-am tot fâțăit pe scaunul ăla și dintr-o dată, când se cânta penultima cântare, am căzut pe suprelată și am ieșit pe partea cealaltă, așa cu picioarele în sus. Mă, imaginați-vă, soția mea era pe primul rând de scaun, unii au crezut că mi s-a făcut rău, unii au crezut că a fost răpirea, dar nu, Domnul nu răpește așa numai pe unul. Și am căzut pe partea cealaltă, am dispărut efectiv. Au venit câțiva frați, m-au prins de picioare, de mâini, nici măcar m-au lăsat să mă ridic. S-a terminat deja și ultima cântare, roșu la față ca un curcan, așa cu părul zburlit, nici măcar nu m-am apucat să mi-l așez, o trebuie să încep predica. Și acum am tot uitat cât de îngustă e zona aceea, zic, bă, nu cumva să mai fac și în seara asta vreo mișcare greșită, că mai facem în viață, dar am ales să fiu aici la cele mai smerite, nu neapărat că sunt foarte smerit, mai am nevoie de smerenie și așa cât un duc de mândrie mă mai gâdilă și pe mine. Vreau să nu aveți problema asta, dar așa pe mine mă mai gâdele câteodată și mă lup cu el, dar cel care îmi dă biruință este Domnul, slăvit să fie Domnul. Îmi pare rău că atunci când fratele Nelu Brie m-a chemat, n-am avut inspirația să-i spun: frate Nelu, te rog să-mi dai și o temă. Până la urmă, tu când ai venit la cortul de la Bistrița, m-ai întrebat cam ce vrei, ce aș vrea să predici și am spus ceva despre direcția aceea. N-am știut nimic, nici ce trebuie să predic, nici ce nu trebuie să nu predic. Sigur că eu nu sunt un fabricant de predici, să fie foarte clar. Îmi repet predicile, unii le ascultați pe internet, n-am totdeauna predici noi. Și zilele acestea, de ieri sau de alaltă ieri, mai precis, m-am tot frământat
cu textul acesta, cu gândul acesta. Și m-am rugat înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, nu, nu pot să predic asta. Nici măcar nu știu ce e acolo. Nici măcar nu știu dacă e evanghelizare sau dacă e doar rugăciune. Nici măcar nu știu dacă cât va fi mesajul. Nu pot să predic asta. Și ascultați-mă. Noi atunci când slujim, slujim lui Dumnezeu și nu putem să facem ce vrem noi, pentru că suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Uneori s-ar putea să fie ultima predică pe care o predicăm. Da? Uneori s-ar putea să fie ultima cântare pe care o cântăm. Uneori s-ar putea să fie ultimul mesaj pe care îl transmitem. Sau dacă în viața noastră se derulează lucruri într-o altă direcție pe care noi ne-o dorim, s-ar putea să fie conștiința noastră încărcată, că n-am transmis ceea ce a vrut Dumnezeu să transmitem. De aceea să vă rugați pentru predicatori, pentru proroci, pentru cântăreți, pentru cei care transmit mesaje din partea Domnului, Domnului să-i îmbrace cu îndoită putere și să fim gata să stăm întotdeauna la îndemâna lui Dumnezeu. Nu contează câți ne urmăresc sau nu ne urmăresc. Nu contează câți ne apreciază sau nu ne apreciază. Important este să facem lucrarea lui Dumnezeu. Dar când fratele Gabi a vorbit despre foc, așa cumva m-a mai încălzit un pic, mulțumesc. Așa cumva, și aici am vrut să schimb mesajul, m-am dus deja pe o altă direcție, m-am gândit la altceva. Am spus, până la urmă, aranjez o predică care o știu foarte bine și o adaptez pentru aici, care e problema? N-ați fost toți acolo și dacă ați fost, nu nicio problemă și Domnul a spus același lucru de două ori sau de trei ori și oamenii o trebuie să aminte. Dar în final am rămas în această seară să aduc un mesaj din cuvântul acesta. Imaginați-vă că erau două tabere la închinare. Așa erau la închinare. La rugăciune. Într-o tabere au câteva sute, aproape cât suntem noi aici. Și așa se rugau. Și erau pregătiți pentru rugăciune, și erau pregătiți pentru demonstrații, și erau pregătiți să arate ceva, să demonstreze ceva. Și într-o tabără, tot la rugăciune, era unul singur. Numai că ascultați-mă bine, unul, acela care era singur, era la o închinare duhovnicească. Și ceilalți erau la divertisment religios. M-am uitat în dexul limbii române să văd ce ne spune dexul despre închinare. Și vă spun, vă citesc exact cum scrie acolo. Sentiment de evlavie concretizat prin rugi către divinitate. Domnule frumos, pe să nu schimbe fratenelul Brie, să nu-l schimbe ăștia, domnule, să nu schimbe dexul. Că sunt multe chestii, lucruri frumoase. Sentiment de evlavie. Și m-am uitat să văd ce înseamnă divertisment. Și divertisment înseamnă mai multe lucruri, dar vă spun numai una. Petrecere ușoară. Întâlniri religioase ușoare. Și iertați-mă. Și nu vreau să vă jignesc. Că nu de-aia am venit aici. Dar pun o întrebare în seara aceasta. Închinare duhovnicească sau divertisment religios? Închinare duhovnicească sau divertisment religios? Și toți vrem să spunem din toată inima închinare duhovnicească. Pentru că în urma unei închinări duhovnicești, chiar dacă e unul singur, se mișcă cerul. Vine foc din cer, de la Dumnezeu. Dacă nu se mișcă cerul, totul este degeaba. Dacă nu se aude nici glas, nici vuie, totul este degeaba. Dar mulțumim că în seara aceasta am auzit glasul Duhului Sfânt. Dar mulțumim că în seara aceasta am simțit prezența lui Dumnezeu. Dar mulțumim că în seara aceasta aici este prezent Iisus Hristos. Dar mulțumim că în seara aceasta Duhul Sfânt cercetează biserica. Dar mulțumim că în seara aceasta nu suntem singuri aici și nu suntem la o întâlnire de suprafață. Aici este puterea lui Dumnezeu. Și cred că în seara aceasta Domnul face transformări, Domnul face schimbări, Domnul ridică și dă biruință și biserica Domnului spune amin, lucrează Dumnezeule. Lăudați să fie Domnul. Suntem la o închinare duhovnicească și vrem să vină focul din cer de la Dumnezeu, să atingă fiecare inimă, să ridice fiecare stare și Domnul să ne lege de cer în seara aceasta.
închinare duhovnicească care coboară focul din cer, în primul rând, presupune refacerea relațiilor, refacerea părtășiei. Ilie spune, apropiați-vă de mine. De ce? Pentru că sunteți îndepărtați. Pentru că șchiopăteați de amândouă picioarele. Oamenii aceștia nu aveau cârje, oameni buni. Oamenii aceștia nu aveau nici măcar proteze, cum unul dintre frații mei n-are un picior. Pentru că a avut un accident aici în zona Sibiului și de foarte mulți ani este cu un picior. Nu! Oamenii aceștia șchiopătau de ambele picioarele pentru că doreau lucrul acesta, pentru că acceptau lucrul acesta. Și Ilie este nevoit să-i întrebe acolo pe Carmel, până când vreți să șchiopătați de ambele picioare? Până când vă complaceți în situația aceasta? Până când vă bucurați și sunteți mulțumiți să fiți depărtați? Dacă vreți ca să vină focul din cer, dacă vreți să fie o trezire spirituală, dacă vreți să fie o închinare duhovnicească, apropiați-vă! Nu de un om, nu de o persoană, ci de principiile sfinte și de Dumnezeu. Și în această seară mă rog din toată inima, Duhul Sfânt să te cerceteze. Poate ești în biserica penticostală și cânți în corul bisericii. Poate ești în biserica penticostală și predici. Poate ești în biserica penticostală și Dumnezeu și tu faci lucrarea lui Dumnezeu și ești depărtat. Ai abandonat relația cu Dumnezeu. Nu te mai cercetează Duhul Sfânt ca și altă dată. Nu mai vorbești în alte limbi ca și altă dată. Nu mai ai bucuria mântuirii ca și altă dată. În seara aceasta Hristos este prezent în adunare. În seara aceasta Domnul te cercetează, slăvit să fie numele Lui. Și Domnul spune în seara aceasta, este seara când trebuie să te apropii. Este seara când tu care te-ai depărtat trebuie să vii aproape de Dumnezeu. Este seara când să te atingi de poala hainei Lui. Din Hristos va ieși o putere în seara aceasta. O putere care îți va inunda viața, care îți va da o nouă direcție, care te va transforma. Și spunem în seara aceasta, lăudat să fie Domnul. Lucrează Dumnezeule, vrei să te apropii de El în seara aceasta? Vrei să te apropii de Hristos în seara aceasta? Nu forme religioase, frați și surori, nu sisteme, nu, vrem prezența lui Dumnezeu, vrem cercetarea Duhului Sfânt, vrem ca Domnul să ridice biserica la o stare după voia Lui, vrem ca Dumnezeu să ne dea noi puteri în vremea aceasta, ne simțim înfrânți adeseori, ne simțim îngenunchiați adeseori, ne simțim fără putere, este seara când să ne apropiem de Domnul, să vină din partea lui Dumnezeu, o îndoită putere peste fiecare. Și ne rugăm în seara aceasta, dă biruință, Dumnezeule! Lăudați să fie Domnul! Unei biserici din Apocalipsa, primei biserici, îi spunea Dumnezeu niște calități extraordinare. Citiți-le în Apocalipsa, capitolul 2. O biserică care nu cedează, o biserică care are între ea pe cei care aveau darul descoperirilor. Știu că nu poți să accepți pe cei care spun că sunt și nu sunt și i-ai descoperit. Știu că n-ai obosit, știu că ai răbdare, știu că mergi înainte. Niște calități extraordinare, spunea Domnul acestei biserici. Dar la un moment dat Domnul îi spune, dar ce am împotriva ta este? Este? Că ți-ai părăsit? Dragostea din tâi. Și cum, domnule, dacă le am pe toate, dacă sunt un om extraordinar, dacă mă duc la biserică, dacă dăruiesc, dacă sunt prezent, dacă sunt implicat și îmi lipsește una, e o problemă? E o problemă? Nu compensează Dumnezeu? Știți ce spune Iacov în capitolul 2, versetul 10? Cine împlinește toată legea și calcă o singură poruncă, spune stare, se face vinovat de toate. Poate puțină ură, poate puțină clevetire, poate puțină nemulțumire, poate puțină privire într-o direcție în care Dumnezeu nu vrea să privim, poate puține vorbe care nu sunt la locul lor, poate puține atitudini care îl dezonorează pe Dumnezeu și toate acestea poate puțin. În seara aceasta vrea Dumnezeu să ne elibereze. În seara aceasta vrea Dumnezeu să ne ridice la o stare după voia Lui. În seara aceasta vrea Dumnezeu să ne vindece și spunem, lucrează Dumnezeule. Întoarce-te, spunea Dumnezeu acestei biserici. Vezi de unde ai căzut. Tu știi de unde ai căzut. Tu știi de
că nu te mai cercetează Dumnezeu, tu știi de că nu mai cercetează Duhul Sfânt, tu știi de că nu mai ai putere, nu mai ai răbdare, tu știi toate acestea, întoarce-te de unde ai căzut, întoarce-te și pocăiește-te, că Domnul vrea să te vindece, că Domnul vrea să-ți refacă relația, că Domnul vrea în seara aceasta să te pună în aceeași stare, vrea Domnul din nou să lucreze cu tine și prin tine și vrea bucuria mântuirii să-ți inunde inima și viața și mă rog în seara aceasta, Doamne, dă biruință, să ieșim din starea noastră de neputință spirituală, să ieșim din starea noastră de apăsare și de automulțumire și să ne ridicăm în capul oaselor și să spunem, Doamne, vrem să fim plini de Duhul Tău, vrem să fim plini de o cercetare sfântă, vrem să avem o relație și o părtășie cu Tine, Dumnezeule, vrem Duhul Sfânt să fie peste noi și vrem lucrarea Ta să propășească în mâinile Tale și biserica Domnului spune, Doamne, dă-ne biruință, lăudat să fie Domnul, dar pentru aceasta apropiați-vă de Domnul. Dar pentru aceasta să avem părtășie cu Dumnezeu, oameni buni. Nu vi se pare? Și eu personal m-am frământat cu gândul acesta și am spus, Doamne, ce iubesc mai mult? Lucrarea la care m-ai chemat sau părtășia cu Tine? Ce iubesc mai mult? Pentru că ce iubești mai mult, acorzi timp mai mult. Predic mai mult decât mă rog? Alerg mai mult în lucrarea Domnului decât mă rog? Fac mai mult lucrarea lui Dumnezeu decât rugăciunea și părtășia cu El? Da. Da. Mă rog mai puțin decât predic? Mă rog mai puțin decât consiliez? Mă rog mai puțin decât mă implic în lucrarea lui Dumnezeu? Mă rog mai puțin. Și realitatea știți care este? Am părtășie mai puțină cu El decât cu lucrarea Lui. Și lucrul acesta nu-i place Domnului. Domnul vrea să am părtășie cu El mai mult decât cu lucrarea Lui. Și sunt aici în fața dumneavoastră să mă expun și să mă pocăiesc. Și să spun lui Dumnezeu, Doamne, vreau să Te iubesc pe Tine mai mult. Vreau să stau de vorbă cu Tine mai mult. Vreau să împărtășie cu Tine mai mult decât cu lucrarea Ta. Și mă rog în această seară, dă-mi putere, Dumnezeule. Apropiați-vă de Domnul. Veniți în părtășie cu Domnul. Luați-vă timp pentru Scriptură. Luați-vă timp pentru părtășie cu Dumnezeu. Luați-vă timp, pentru că e nevoie de aceasta. Și mă rog, Doamne, cercetează-ne. Vrem, oameni buni, o închinare duhovnicească, să vină Duhul Sfânt din cer, să vină foc din cer. Da, să ne apropiem de Domnul. Și spunem din toate inima, ajută-ne, Dumnezeule. În al doilea rând, părtășie duhovnicească, să vină foc din cer. Ilie rezidește altarul Domnului care fusese, spune stare, nu dărâmat. Că dacă era dărâmat, nu era problemă. Că dacă e ceva dărâmat, iei bucățile și le pui împreună. Știți ce spune la Biblie? Era sfărâmat. Sfărâmat. Vă puteți imagina un altar care era sfărâmat? Pietre care erau cioburi, să încep să le pui împreună. Oameni buni, cum este relația noastră personală cu Dumnezeu? Cum stăm cu citirea Bibliei? Cum stăm cu cercetarea care vine din partea Domnului prin Duhul Sfânt? Cum stăm în familiile noastre cu altarul rugăciunii? Cum stăm în viața noastră cu relația cu Dumnezeu? Cum stăm, oameni buni? Cum este altarul nostru? Este un altar care stă în picioare? Este un altar care este funcțional? Este un altar care este acolo? Sau este sfărâmat? Cum stai în această seară? Pentru că nu te cunoaște nimeni. Păstorul nu te cunoaște, biserica nu te cunoaște, comitetul nu te cunoaște și te poți formaliza cât vrei, dar în seara aceasta este ochiul lui Dumnezeu în locul acesta. Dar în seara aceasta ochiul lui Dumnezeu este deschis peste mine și peste voi. Cum este altarul nostru? Cum este? Cum este altarul relației tale cu Dumnezeu? Cum este altarul rugăciunii tale? Cum este altarul prezenței Domnului în familia ta? Cum este altarul? Vreți să vă spun cum e a meu? Mai trebuie să mai lucrez la el. Cum e al vostru? Cum e al dumneavoastră? Cum este altarul?
În această seară, mă rog, Duhul Sfânt să ne dea putere. În această seară, mă rog, ca Domnul să ne dea biruință. Aș vrea să luăm decizii noi în seara aceasta. Să spunem, Doamne, renunțăm la rugăciuni formale. Renunțăm la rugăciuni de câteva minute. Vrem să ne întoarcem la Tine din toată inima. Și vrem să rezidim altarul care fusese sfărâmat. Vrem să-L așezăm împreună. Poate ești în seara aceasta, nu te cunosc, unul care a plecat de la Ierusalim spre Ierihon. Știți, la Ierusalim avea un altar. La Ierusalim era părtășie cu Domnul. La Ierusalim era locul binecuvântat. La Ierusalim era locul în care Dumnezeu vorbea. La Ierusalim era locul în care Dumnezeu cerceta. La Ierusalim era locul extraordinar. Și Biblia spune, a plecat de la Ierusalim spre Ierihon. Ești cumva pe traseul acela? Ești cumva pe drumul acela al coborârii? Ești cumva într-o decădere spirituală? Ești cumva într-o stare, așa cum spuneam, de neputință spirituală? Ți-ai abandonat altarul și te-ai dus spre Ierihon? Te-ai întâlnit acolo cu cei care n-au milă? Cu cei care te-au dezbrăcat de orice putere? Te-au dezbrăcat de orice resurse spirituale? Ești cumva pe drumul acela în care ești căzut și probabil ești lăsat în drum aproape mort? Nu mai ești nici rece, nici în clocot? Ești cumva în starea aceea? Am o veste bună pentru tine în seara aceasta. Chiar dacă preotul n-a putut și nu poate să ajute. Și ani de zile am predicat din pasajul acesta și am mai spus-o aceasta. Am condamnat și pe preot și pe levit. Pentru că a spus, bă, Dumnezeule, ce oameni, să treci tu pe lângă cel care era în drum, să treci tu pe lângă el și să-l lași aproape mort. Dar ascultați-mă, când Dumnezeu m-a chemat în slujire, după ani de zile mi-am dat seama că nici preotul, nici levitul, nici biserica, nici sistemele nu pot ajuta cu nimic. Sub soare este unul singur și acela este samariteanul milos, care n-a venit din întâmplare, el este în călătorie. El a călătorit în locul acela, el călătorește în cortul acesta, el este prezent în seara aceasta în adunare, el este lângă tine în seara aceasta, el este lângă noi în această seară. Și toți care simțiți lucrul acesta, să spunem, lăudați să fie Iisus! Lăudați să fie Iisus! El este lângă tine, el vrea să te ridice în această seară. El are balsam care se pune pe rana sufletului tău. El are balsam care se pune pe rana trupului tău. El te poate ridica, el poate să-ți dea perspectivă în această seară. El este cel care îți dă viață, îți dă biruință, mărit să fie numele Lui. A venit lângă cel care era acolo. Și cineva spunea, un frate din Psalmul 40, într-o groapă a pieirii, într-un fund al mocirlii. Nu știu câți ați fost acolo. Nu știu câți. Dumnezeu m-a îngăduit în viața mea, deși foarte tânăr, să trec prin locul acela. N-am avut nicio perspectivă. N-am avut niciun viitor. Părinții mei au locuit în zona Timișoara 6 ani, în adolescența mea. Acolo nu era nici biserică, acolo era un fel de vestul sălbatic, undeva lângă graniță cu Iugoslavia. Și ne-am întors din nou la Bistrița și nu mai mergeam la biserică, nu mai mergeam la adunare. Fiecare dimineață, duminică dimineața, cu un călcător din ăla cu jar, mama ne călca hainele, cum aveam hainele, câte erau. Și zicea, dragii mami, v-am pregătit hainele să veniți, să mergem la adunare. Și frații mei mai mari și eu refuzam. O surprindeam uneori pe mama plângând. N-am înțeles-o. Și mama mi-a spus, când eram eu copil, când vei crește mare, dacă Dumnezeu te va îngădui să ai copii, atunci mă vei înțelege. Și Dumnezeu ne-a dat 9 copii. Și m-a îngăduit Dumnezeu să beau și paharul acesta. Ca unii dintre copiii mei să nu meargă la adunare, să nu meargă la biserică, să nu-L slujească pe Domnul. M-a îngăduit Dumnezeu să beau și paharul acesta împreună cu soția mea și să avem și lacrimile acestea. Dar Dumnezeu s-a îndurat. Și sunt în această seară să spun,
Lăudați să fie numele Lui. Cu două luni înainte, ca Domnul să mă cheme la pocăință, niște frați din zona Moldovei au trecut prin satul nostru, prin sătucul nostru. Și undeva într-o casă foarte simplă, mama a avut o lucrare din partea lui Dumnezeu. Și Domnul i-a spus prin Duhul Sfânt, în scurtă vreme mă ating de o draslă din familia ta, am să-l fac un slujitor în casa mea, încât toată zona aceasta o să știe că el este slujitorul meu. Mama s-a gândit la unul dintre frații mei mai mari, care erau mai cuminți. Eu totdeauna am fost mai neastâmpărat, așa mai neliniștit, de asta mai cad câteodată și de la... Și undeva după vreo 2-3 luni, în vara acelui an, spre vară, veneam de undeva de la un teren de sport. Nu am fost mare fotbalist, dar în sfârșit. Și m-am întâlnit cu niște tineri care mergeau la rugăciune. Unii ați mai auzit povestea aceasta? Și m-am luat cu ei la discuții, nici măcar nu mi-am dat seama că am trecut pe lângă casa noastră. Ei mergeau undeva în capătul satului la rugăciune. M-am oprit, am ajuns și eu acolo în fața porții și cineva din grup a spus, Vasilică, hai și tu cu noi. Și am zis, ce să fac? Nu mai știu nici să cânt, nu mai știu nici să mă rog. Mama mă dusese de copil la biserică, dar n-a mai fost de multă vreme, mi-e rușine, ce să caut acolo? Și toți parcă în grup m-au prins așa de mână și au spus, hai cu noi. Am ajuns la ușă, am pus piciorul așa pe perete și am, bă, băieți, eu vin cu voi, dar eu stau puțin, nu știu cât stați voi acolo. Pleci când vrei. Am intrat în casă, am rămas la ușă, mi-a dat ceva un tamburel, m-am pus pe el, erau peste 100 de frați, poate în două camere, veniți de la noi din sat, din alte sate, tineri, frați, surori. Și am început să, ceva au cântat o cântare, două, s-o citi ceva din Biblie și ne-am pus la rugăciune. Și la prima rugăciune, dincolo în camera cealaltă era un bărbat care nu era teolog, nu că am ceva cu teologii, să nu mă înțelegeți greșit. Era îngrijitor la vacile CAP-ului în vremea aceea la noi în sat. Prin el Dumnezeu a transmis un mesaj profetic. Când a început omul acela să vorbească, am simțit un fior din creștet până în vârful degetului la picioare, am crezut că mă dezlipesc, mă desfac de o la altă, m-am prins de tamburelul acela și am început să tremur și să plâng. Și Domnul a spus prin Duhul Sfânt, ascultă tânărule care te-am adus în seara aceasta aici, așa-ți vorbește Domnul. Am un mare plan de lucrare cu tine, vreau să te fac un slujitor în via mea, în casa mea, încât toate satele acestea din prejur vor ști că tu ești slujitorul meu. Mi-a spus Dumnezeu lucrul acesta și mi-a spus Domnul ce face diavolul cu mine dacă nu mă întorc la el. Lucrarea a fost mai lungă, când m-am liniștit, s-a terminat rugăciunea, s-a ridicat fratele Gusti Bătășan care e plecat acum la Domnul, mă așteaptă să ne întâlnim în cer, nu-l vedeam, el era în camera cealaltă după perete cumva. Și au zis, am avut o vedenie, lângă ușă este un tânăr. Mesajul a fost pentru el, Domnul îl cheamă la pocăință în seara aceasta și Domnul vrea să-l facă un slujitor în casa lui. Tatăl meu n-a fost niciodată într-un comitet al bisericii, frații tatălui meu, toți au murit beți, toți, au fost 10, 9 frați și surori, toți au murit datorită alcoolului. Tata, Dumnezeu s-a îndurat de dumnealui, s-a pocăit. Anul trecut a plecat la Domnul, dar n-a fost niciodată într-un comitet al bisericii, nu l-am auzit niciodată predicând pe tata. Poate de 2-3 ori așa un îndemn de 3 minute la rugăciune. Din familia părinților mei, nici dintr-o parte, nici în alta, n-au fost pocăiți, n-au fost slujitori. Dumnezeu a avut milă de mine. Dumnezeu a avut milă de mine. Iisus Hristos m-a găsit pe drumul acela. S-a îndurat de mine. Am stat până s-a terminat rugăciunea și am plecat acasă. Nu m-am dus cu tinerii pe drum. M-am dus peste grădini. Era undeva la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Erau mălaiele, porumbul așa mare. Am zburat peste rândurile de porumb. M-am ajuns acasă. M-am pus în genunchi. Eram împreună cu frații mei mai mari în aceeași cameră. Nu știu, o oră, două. M-am rugat. A fost noaptea eliberării. A fost noaptea când Hristos m-a eliberat, când Hristos m-a vindecat. Era în anul 1900.
1985 și atunci am spus, vreau să-L slujesc pe Domnul, vreau să mă pocăiesc. Și decizia aceea Domnul m-a ajutat, au trecut peste 35 de ani și am rămas în picioare. De ce? Hristos trăiește, Hristos este viu, mărit să fie numele Lui. Fie ca în seara aceasta Duhul Sfânt care este aici să te cerceteze. Poate sunt prieteni aici, poate sunt fii risipitori aici, fii și fiice risipitoare. Oameni buni, haideți în seara aceasta să ne întoarcem la Domnul din toată inima. Samaritanul miros este prezent în adunare. El trece pe lângă tine în seara aceasta. El îți dă biruință în seara aceasta. El îți dă har în seara aceasta. Și spunem slăvit să fie numele Lui. Nu, n-am venit doar să vedem cine cântă și cine predică. Am venit să ne întâlnim cu Iisus Hristos. Hristos vrea să vindece suflete în această seară. Hristos vrea să rupe legături străine în această seară. Hristos pune basamul vindecător pe rări în această seară. Și Hristos este Cel care dă biruință. Lăudați să fie numele Lui. De aceea mă rog în seara aceasta, dacă altarul tău și relația ta cu Dumnezeu a fost întreruptă, Domnul să o refacă în această seară. Hristos să-ți dea biruință în această seară și Domnul să dea har și călăuzire. Și biserica Domnului spune, amin, mărit să fie Domnul. Închinare duhovnicească care aduce foc din cer. În al treilea rând, Ilie spune, faceți un șanț. De ce? Să delimităm altarul Domnului de altarele sau de altarul lui Baal. M-auziți? Să delimităm altarul Domnului de altarul lui Baal. Am mai spus aceasta pe la evanghelizări, vă spun și în seara aceasta. În anii 90, eu sunt din Arcalia. Arcalia este un sătuc de lângă Bistrița. A venit un frate la evanghelizare, eu organizam evanghelizările. Încă este în viață pastorul acesta. Și a făcut următoarea afirmație pe care am contestat-o. Categoric am contestat-o. Și fratele a spus așa. În scurgerea vremii, vom asista la o biserică lumească și la o lume bisericească. Și am spus, nu se poate. Și au trecut ani. Și frate Beni, îmi pare rău că a avut dreptate omul. Regret. O biserică, o lume bisericească și o biserică lumească. De ce? Pentru că tot mai mult vrem și cu Dumnezeu și cu lumea. Tot mai mult vrem și cu cerul și cu iadul. Tot mai mult vrem și cu neprihănirea și cu păcatul. Tot mai mult vrem și cu lucrurile sfinte și cu lucrurile păcătoase. Și tot mai mult vrem să-L amestecăm pe Dumnezeu cu dumnezeii străini. Oameni buni, Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este sfânt, slăvit să fie numele Lui. Și la Biblie citeți ce se apropie de El, trebuie să creadă că El este. Credeți că Dumnezeu este? Și credeți că este prezent aici în seara aceasta? Lăudați să fie Domnul! Nu vă înșelați, se spunea în această seară. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul? Aceea va se cera. Nu-L puneți pe Dumnezeu și pe Mamona împreună, că nu se poate. Nu puneți întunericul și lumina împreună, că nu se poate. Nu încercați să puneți pe Dumnezeu lângă alți Dumnezei, că nu se poate. Și dacă faceți lucrul acesta, Dumnezeul nostru rămâne biruitor. Dumnezeul nostru rămâne biruitor. Slăvit să fie numele Lui. Când filistenii au luat chivotul care reprezenta pe Dumnezeu, au zis, bă, ce bravură, am rezolvat problema. De acum înainte, evreii nu mai au cine să-i ajute. Și ca să-L cinstească pe Dumnezeul lui Israel, le-a venit o idee. Să-L ducă, să-L pună în casa Dumnezeului lor. Și dimineața au zis să vadă, să meargă să vadă cum s-au împăcat cei doi Dumnezei. Oameni buni, Dumnezeul nostru nu negociază cu niciun Dumnezeu. M-auziți? Dumnezeul nostru nu negociază cu niciun Dumnezeu. El este singurul Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Când s-au dus filistenii dimineața, Dumnezeul lor era cu fața la pământ. Și-au zis, bă, nu știu ce s-a întâmplat. Dacă s-a întâmplat ceva, nu știm. Dar uite ce, îl luăm și îl punem înapoi. Că sunt Dumnezei pe care trebuie să-i porți. Și l-au așezat înapoi în locul lui.
Și când s-au dus în cealaltă dimineață să vadă ce fac Dumnezeii, a lor era fără cap și fără mâini. Pentru că încă o dată, Dumnezeul cel Sfânt a transmis mesajul că El nu negociază. Nu așezați lucrurile sfinte cu cele păcătoase împreună. Nu amestecați lucrurile, oameni buni, că ne permitem în aceeași minte să frământăm și păcate, și lucruri de neprihănite. Ne permitem și cu cuvântul lui Dumnezeu și cu minciunile. Ne permitem și cu Domnul și cu lumea. Nu se poate, oameni buni. Lucrul acesta este o mare uriciune și mă rog în seara aceasta să te cerceteze Duhul Sfânt împreună cu mine. Să ne punem deoparte pentru Dumnezeu, să trăim numai pentru Dumnezeu, să delimităm ceea ce este sfânt de ceea ce nu este sfânt și să stăm înaintea Domnului după voia Lui. Și biserica Domnului spune, ajută-ne Dumnezeule! Un împărat a dat un ospăț la aproximativ cât sunteți dumneavoastră aici. Și în bucuria vinului i-a venit o idee. Și-a zis, tata, a adus vasele sfinte din Ierusalim în Babilon și porunca este să aduceți toate vasele din Ierusalim, să le puneți pe mese, să facem o amestecătură de vase. Să bem și din vasele din Babilon și din vasele din Ierusalim. Și în timp ce făceau lucrul acesta, ascultați-mă bine, Domnul nu stă nepăsător. Un cap de mână a început să screpete în cuiala zidului. Numărat. Cântărit și i s-a îngălbenit fața marelui împărat. Au început să-i se bată picioarele de olaltă, șoldurile să-i se desfacă și au început să cheme pe cititorii stele să-i spună ce și cum și nimeni nu a putut să traducă. Și când a venit Daniel, așa cum bine știți, scrisoarea însemna numărat, cântărit și împărțit. Și știți care era traducerea? Și vă predic și mă tem, oameni buni, mă tem. Te-a cântărit Dumnezeu împărate? Și te-a găsit? Ce fel de credincioși suntem? Ce fel de oameni suntem? Ce fel de credință avem? Suntem oameni ușori sau suntem oameni cu greutate? Care este starea ta? Ce fel de credință ai? Credința ta este una ușoară? Atunci când ești într-un trafic de mașini, claxonezi ca și alții, te enervezi ca și alții, când ceva te calcă pe bătătură, cum se spune, ai aceeași manifestări. Ce fel de credință ai? Ce fel de pocăiți suntem? Suntem oameni ușori sau oameni cu greutate? O, Dumnezeule, cercetează-ne! O, Dumnezeule, ai milă de noi! La începutul anului, în biserica noastră din la Betania, Domnul a transmis un cuvânt prin Duhul Sfânt și a spus, anul acesta voi trece cu cântarul prin fiecare familie. Și știi ce mă rog? Doamne, când vei veni în casa mea, când veni la copiii mei în familie, când vei veni să cercetezi familia noastră, celor căsătoriți și necăsătoriți, Doamne, cum ne vei găsi? Ce fel de oameni suntem ușori? Ce fel de pocăință avem ușoară? Ce fel de trăire avem ușoară? Suntem oameni ușuratici? Suntem oameni care trăim așa după mersul lumea acestea? Sau așa cum se citea și se spunea, suntem oameni care trăim după voia lui Dumnezeu? O, ai milă de noi, Dumnezeule! Suntem aici să ne pocăim în această seară! Suntem aici să ne prăbușim în fața crucii lui Hristos! Suntem aici să ne cunoaștem în seara aceasta că de multe ori am fost oameni ușori, că am avut o trăire ușoară, că am avut o vorbire ușoară, că am avut o îmbrăcăminte ușoară, că am avut atitudini ușoare și vrem în seara aceasta să renunțăm la tot ceea ce este ușor și să trăim după voia lui Dumnezeu. Ajută-ne, Dumnezeule! A delimitat lucrarea sfântă de lucrarea păcătoasă. O faci tu în viața ta? Ne încurcăm cu lumea? Suntem ca și lumea? Trăim ca și lumea? Ne îmbrăcăm ca și lumea? Ne manifestăm ca și lumea? Vorbim ca și lumea? Avem aceeași atitudine ca și lumea? Ne dăm în judecată ca să avem dreptate ca și lumea? Sau trăim ca și Hristos? O singură dată am fost în Roma, că sunt locuri unde predicăm o singură dată, nu ne mai cheamă nimeni. Dacă va fi și aici.
Și fratele care s-a ocupat cumva de deplasarea mea, m-a lăsat în centrul Romei. El avea treabă, era implicat în ceva afaceri. Și-a zis, frate Bujor, te las aici să te uiți pe la Coloseum, să vizitezi Biserica Sfântul Petru, n-ai de vorbit nimic, numai trebuie să te uiți. Și m-am coborât pe treptele acelea, unii ce aduc aminte, sigur au fost. Și mi-aduc aminte că acolo undeva, la partea de jos a Coloseumului, erau niște grilaje, nu știu, de lemn sau de fier, dar erau ruginite dacă erau de fier. Și în timp ce oamenii făceau poze, eu m-am tras undeva într-un colț și mă gândeam. În urmă cu aproximativ 2000 de ani, sau câți ani eu fi fost, din grotele acestea au ieșit frații mei, surorile mele, cu copii în brațe. Și trebuiau doar să ia foc de aici, de unde ardea focul, și să facă așa o formă de închinare, cum se închină lui Cezar. Și scăpau. Și ăștia au acceptat să fie aruncați la fiare. Și istoricii spun, și Iosif Flaviu scrie, că barbarii, păgânii, erau îngroziți, speriați. Ăștia ieșeau cântând. Ăștia priveau spre altceva. Ăștia trăiau într-o altă dimensiune spirituală. Ăștia erau cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și eu vreau să fiu cu ei în cer. Și tu vrei să fii cu ei în cer. Și te supără un frate și vii la comunitate, că îl dai în judecată. Nu la dumneavoastră, la noi. Te duci la biserică și faci reclamații că tu îl dai în judecată. Și scrii pe internet și acuzi și faci și dregi. Și tu vrei să fii cu aia în cer. Și tu vrei să spui că ai aceeași credință. Și tu vrei să spui că ai același statut spiritual. Și în seara aceasta Domnul spune, aici este prezent Duhul lui Dumnezeu. Delimitează păcatul din viața ta de neprihănire. Delimitează sfințenia de întuneric. Pentru că Hristosul te vrea după voia Lui. Și mă rog în această seară, Doamne, cercetează-ne. Lăudat să fie Domnul. Pentru că spunea psalmistul în psalmul 93, ultimul verset, sfințenia este podoaba casei tale. Pentru cât? Pentru că vor ținea vremurile și în vremea aceasta Dumnezeu vrea să fim sfinți pentru că El este sfânt și spunem ajută-ne Dumnezeule. Nu amestecați lucrurile, nu-L mulțumiți și pe Dumnezeu și pe Mamona, că nu se poate. Nu stați cu Hristos și cu Belial, nu se poate. Rămâneți dedicați lui Dumnezeu, să rămânem dedicați lui Dumnezeu și să spunem în seara aceasta, Doamne, vrem numai cu Tine și numai pentru Tine și să nu putem altfel niciodată. Și dacă am putut altfel săptămâna trecută, iartă-ne. Și dacă am putut altfel luna trecută, iartă-ne. Dacă am gândit altfel, iartă-ne. Și în seara aceasta Hristos să ne elibereze, sângele Lui să facă stropirea și Dumnezeu să dea biruință. Lăudați să fie Domnul! Faceți un șanț și transmiteți un mesaj. Crezi că a fost simplu pentru cei trei când alți iudei probabil s-au închinat în Valea Dura? Când alți iudei au făcut forme de închinare? Acolo nu erau lumini ca și la unii dintre noi și nici dansuri ca și la unii dintre noi. Acolo era un chip de aur. Care era un fel de chipul lumii. Și cei trei au spus, între noi și chipul acesta este un șanț. Uită-te în jurul nostru. Noi nu ne închinăm. Noi nu ne închinăm. Dar alții se închină. Dar alții își permit. Noi nu ne închinăm. Dar sunteți aruncați în foc. Dumnezeul nostru poate să ne scape. Dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. De ce? Pentru că noi nu mai suntem acolo. Noi suntem ieșiți din lume și nu trăim ca lumea. Trăim pentru Dumnezeu. Trăiești ca lumea? Vorbești ca lumea? Te manifesti ca lumea? Te îmbraci ca lumea? Ai atitudini ca lumea? În seara aceasta
Te cheamă Dumnezeu. Vino din lume, vino în prezența Lui. Delimitează tot ceea ce este păcătos de ceea ce este neprihănire și trăiește împreună cu mine neprihănirea și să spunem, ajută-ne Dumnezeule. Frați și surori, prea multe lucruri ne-am permis din lume. Prea multe manifestări le-am apreciat și le-am agreat din lume. Nu la dumneavoastră, la noi. Prea multe în casele noastre, în familiile noastre, în bisericile noastre, în trăirea noastră. Să aibă milă Dumnezeu de noi. Închinare duhovnicească, care aduce foc din cer, în al patrulea rând. Împotriva oricărei logici omenești și împotriva oricărei gândiri. Până la urmă și împotriva a ceea ce se poate crede ca oameni. Tu aștepți focul și pui apă. Cum? Care a fost înțelegerea? Să se roage pentru foc. Și spune, domnule, aruncați apă. 4 vedre de apă, încă patru, până când apa a început să curgă. Și ce înțeleg asta, oameni buni? Dumnezeu trimite focul, dar e nevoie și de apă. Și vreau să ne rugăm în vremea aceasta, nicio slujbă fără apă. Vreți? Nu vă dați seama că suntem atât de uscați? Nu vedeți dumneavoastră câte predici uscate, câte slujiri uscate, câte cântări uscate, câte rugăciuni uscate? Nu vedeți că suntem de uscați, oameni buni, și asemenea celor care erau în Ioan capitolul 5, Biblia spune în pridvoarele acelea, unde dacă citiți în cuvântul lui Dumnezeu în istorie, altădată erau binecuvântări, altădată erau cântări pe vremea lui Nemia, era prezența lui Dumnezeu, acum zăceau o mulțime de bolnavi, uscați, schiopi, unii care erau neputincioși, unii care, mulți care zăceau. Nu vă uitați dumneavoastră în jurul nostru câtă zăcere spirituală, câtă uscăciune spirituală. Nu realizăm că e nevoie să vină apa din cer. Nu realizăm că e nevoie ca Dumnezeu să se îndure de noi, să mai vină încă o dată prezența reală a Duhului Sfânt. O, ne rugăm Dumnezeu, le dă nebiruință. Să vină apa din cer, să curgă apa, să vină râul acela care înveselește, oameni buni, să vină râul care înviorează, să aducă Domnul apa binecuvântată peste fiecare inimă și ne rugăm, Doamne, dă nebiruință. Lăudați să fie Domnul, renunțăm la uscăciune, renunțăm la formalisme religioase, renunțăm la programe doar penticostale sau de altfel, renunțăm la lucrul acesta, vrem să vină prezența lui Dumnezeu și ne rugăm, Doamne, lucrează! Fără apă suntem fără putere, fără apă nu este viață, fără apă suntem uscați, fără apă tânjim, oameni buni, și nevoie în vremea aceasta cântarea de laudă să fie atinsă de Duhul Sfânt, cântăreții să fie atinși de Duhul Sfânt, predicatorii să fie atinși de Duhul lui Dumnezeu, prorocii să fie autorizați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, e nevoie biserica să fie întărită de Duhul lui Dumnezeu și să vină apa care aduce viață. Amin? E nevoie de apă? E nevoie de apă? Isaac și-a dat seama într-o zi că are o problemă. A moștenit foarte multe turme de la tata, a moștenit foarte multă bogăție de la tata, dar Biblia ne spune, într-o zi a realizat că nu mai este apă. Și ce folos că suntem cu miile și ne numărăm statisticile și ne lăudăm cu biserici, mii de biserici, și nu-i rău, și sute de mii de credincioși, și nu-i rău, dacă nu e apă, dacă e uscăciune, ce folos? Și Isaac și-a dat seama că e problema aceasta. Și în Geneza, capitolul 26, Isaac ia o decizie. Și vă citesc versetul acesta, versetul 18, ce face Isaac. Isaac a săpat din nou fântânile pe care le săpaseră tatăl său Avram și pe care filistenii le astupaseră. Ce s-a întâmplat? Au venit filistenii, oameni buni, și au aruncat gunoaie peste apa curată, peste izvoarele curate. Au venit filisterii și au astupat izvoarele și Isaac și-o dat seama că e în pericol și au spus, tata a băut apă curată, tata a băut din
izvoare curate, trebuie să săpăm din nou. Știu că e mai greu să sape o groapă care e astupată decât să sape o groapă nouă, dar Isaac a înțeles, dacă vrem să avem apă curată, trebuie să bem din izvoare din care au băut înaintașii noștri, au băut părinții noștri. Și mă rog pentru Biserica Pentecostală să ne cerceteze Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Au venit postmoderniști și au spus, aducem noi apă, aducem noi prin artificii, găsim noi metode să aducem apă. Apa o dă Iisus Hristos. Apa și Duhul Sfânt îl dă Fiul lui Dumnezeu. Și mă rog în vremea aceasta, Dumnezeule, ai milă de noi. Vreți apă curată, oameni buni? Vreți izvoare curate? Vreți izvoare vindecătoare? Să ne apucăm de săpat. Să săpăm în familiile noastre, să săpăm în casele noastre, să transpirăm, să ne rugăm, să ne apropiem de Dumnezeu și Dumnezeu să aducă apa. Dumnezeu să aducă înviorarea. Dumnezeu să aducă vindecarea. Și Hristos să aducă biruința. Lăudat să fie Domnul. Și când toate acestea sunt împlinite, vine focul din cer. Se apropie Ilie de altar, se apropie Ilie de jertfă și spune, Doamne Dumnezeul lui Israel, fă să se vadă că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Și în timp ce Ilie se ruga sau după ce s-a rugat Ilie, a venit foc din cer. Doamne, fie focul sfânt peste noi. Doamne, fie cercetarea Ta peste biserică în vremea aceasta. Vrem să avem o chinare duhovnicească, oameni buni, în care să vină prezența lui Dumnezeu, în care să vină focul sfânt și în care noi să cădem cu fața la pământ și să spunem în această seară, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Simți că ai nevoie în această seară de o schimbare? Simți că ai nevoie în această seară de o transformare? Simți că ai nevoie în această seară de ridicare? Oameni buni, Duhul Sfânt este prezent aici în adunare. Slăviți să fie numele Lui. Hristosul vrea să învioreze biserica. Hristos vrea să rezidească biserica Lui. Hristos vrea să-ți dea o nouă dimensiune spirituală. Hristos vrea să te întărească în seara aceasta. De aceea te invit în seara aceasta să te apropii de Domnul. Te invit în seara aceasta să stai înaintea lui Dumnezeu după voia Lui. Să rezidești altarul din viața ta. Să faci în seara aceasta delimitare între altarele lumii și altarul lui Dumnezeu. Să lași și să te rogi să vină apa curată din cer. Și împreună cu apa să vină focul sfânt. Și Dumnezeu să trezească biserica pentecostală. Vrem trezirea de la Rusalii. Vrem să vină Hristosul să ne dea biruință. Vrem Domnul să ne ridice din orice neputință spirituală. Și vrem ca puterea Domnului să fie în adunare. Dacă ești apăsat în seara aceasta, mă rog Domnul să rupă orice lanțuri străine. Pentru bolnav, Domnul să-i vindece în această seară. Hristos poate să vindece cancerul. Hristos poate să vindece boli de inimă în seara aceasta. Hristos poate să vindece boli de rinichi în seara aceasta. De stomac sau orice neputință. Poți pleca vindecat în numele lui Iisus. Noi nu avem nicio putere, noi nu vindecăm. Hristos vindecă în această seară. Lăudat să fie numele Lui. Haideți să stăm ridicați. Împreună cu cântăreții să cântăm pentru slava Domnului. Nu știu cum se organizează grupul Eldad împreună cu fratele Beni și cu cei care cânt. Haideți să ne rugăm, haideți să cântăm. Și în timpul acestei cântări, dacă sunt prieteni aici, dacă sunt fii risipitori aici, dacă sunt oameni aici în seara aceasta care au nevoie, într-adevăr, Domnul se ridice din starea lor, ne rugăm pentru ei, Dumnezeu să dea biruință. Dacă simți că vrei să vină în față în seara aceasta, nu-i spectacol religios și nici măcar nu îi numărăm pe cei care vin în față, dar vrem să ne rugăm pentru dumneata, împreună cu frații păstori, cu frații slujitori care sunt aici, ne rugăm Domnul să-ți dea putere, Dumnezeu să mântuiască oamenii în seara aceasta, așa cum spuneam, Domnul să rupă legături străine și sângele lui Hristos să facă stropirea în seara aceasta. Dacă ai o boală incurabilă în trupul tău și dacă crezi că Hristos te vindecă, acolo unde ești, pune mâna pe locul durerii și Domnul te poate vindeca în seara aceasta. Și Domnul te poate elibera în această seară. Și Domnul poate să-ți dea vindecare în această seară. Și dacă în mod special vrei să ne rugăm pentru tine sau pentru dumneata și vrei, vino aici în față. Noi nu avem nicio putere magică. Noi suntem oameni. Cel care are puterea este Iisus Hristos. Cel care vindecă este Iisus Hristos. Duhul Sfânt este prezent în adunare. Duhul Sfânt cercetează în seara aceasta. Domnul vrea să ne ridice starea noastră, oameni buni. Domnul vrea să ne vindece teologia, uscăciunea, neputința. Este seara mea, este seara ta, este seara vindecării. Hristos este prezent aici. Cântăm pentru gloria lui Dumnezeu. Și apoi împreună cu frații slujitori ne vom ruga în această seară să dea Domnul vindecare și biruință. Să se ridice mărturii curate și sfinte. Domnul a vindecat în seara aceasta suflete. Domnul a mântuit suflete în seara aceasta. Asta.
Domnul a ridicat fii risipitori și Domnul a făcut lucrări de slavă pentru gloria Lui. Cântăm și apoi suntem la rugăciune.